Salutare tuturor! Uite că am ajuns și la partea 6 din proiectul Range Rover. În mare parte suntem la finalul acestei serii, pentru că nu mai avem foarte mult și mașina va putea ieși pe drumurile publice. Dar nu știi niciodată cu o astfel de marcă dacă se apropie sau nu finalul, pentru că e foarte posibil să ai content suplimentar. Asta nu e rău pentru canal, dar e destul de rău pentru buget. Cu toate astea, eu sunt destul de încrezător că motorul și mașina în sine va funcționa. Cu toate că am fost atenționat că mașina asta nu prea se merită reparată, că are probleme cu suspensia, cu direcție și așa mai departe. Nu știu dacă aceste lucruri minore pot cataloga mașina asta fier vechi, dar vom afla pe viitor ce se întâmplă cu ea și eu cred că orice ar fi, se poate repara. Și cam așa stă treaba până în momentul de față. După cum ați văzut și în episodul trecut, am reușit să punem motorul acolo și să îl pornim, bineînțeles, dar nu am avut conductele astea de jos puse, cum ar fi cele de la pompa servo, inclusiv caseta de direcție nu a fost montată și nici capetele de bară nu au fost prinse la locul lor, dar acum, într-un final destul de greu, am reușit să montez simplu și cum trebuie compresorul de climă. M-am chinuit un pic că am avut suportul ăsta pus acolo și am evitat să îl dau jos, cu toate că era mai simplu să desfac 3 șuruburi și pe urmă să am un acces mai ușor acolo. În continuare, noi vom încerca să punem restul accesoriilor și să încercăm să pornim ulterior. Și prima pornire, după ce am pus și tobele de jos și cureaua și ce am mai avut acolo, sperăm că totul e un grei și... Oh! Da, lasă și margă. Dă-i înapoi. Cureaua nu-i tocmai grozavă. O și lăsăm jos. Trebuie să se ridice încet. Suntem în următoarea zi, iar mașina a venit din nou la nivel. Într-adevăr, am avut o eroare pe supapa de refulare, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, filtrul din interiorul compresorului este îmbăxit. Am mai desfăcut câteva modele de compresor de genul, inclusiv la camion este foarte asemănător și are un sac acolo de pietriș care absorbe umiditatea din instalație. Ăla, dacă se îmbibă cu destul de multă umiditate încât să se blocheze, mașina dă o eroare, cum că nu poate refula aerul în exces. Asta nu e o problemă, știu ce să fac. În continuare, o să trec la un lucru pe care nu-l stăpânesc tocmai bine. E faptul de a pune radiatorul cu tot ce ține de el înapoi la locul lui. Ușor de zis, greu de făcut. În cazul ăsta am mai multe conducte de care trebuie să țin cont și să le cobor doar în locul în care trebuie și mai apoi să poziționez la locul lui tot ansamblul de radiatoare. De scos au fost destul de ușor, dar de băgat cred că s-ar putea să fie mai greu, dar vedem ce facem imediat. Bun, ia să vedem cum rupem ceva și pe urmă plângem. Ca să am un acces cât mai ușor pe dedesubt și la conductele de sub radiatoare, o să ridic un pic mașina și o să-mi fac loc atât prin lateral, cât și pur și simplu pe lângă cric. Și acum, cu ajutorul suspensiei, care apropo e făcută de BMW sau au fost aprovizionați cei de la Land Rover cu piese BMW, o să pot ajunge la turul ăsta de presiune de turbo din partea stângă. Acum, sper să reușesc cu o mână și cam așa am strâns-o și pus-o bine acolo. Cam tot așa procedez și în partea asta la alta. Deci asta a fost conducta din stânga și acolo se vede cea din dreapta. Mai am însă o conductă de apă care într-adevăr poate fi accesibilă pe aici, dar cred că e mai ușor un pic de dedesubt.
Da, cu siguranță e mai simplu din zona asta. Dar vedeți voi, cred că era mai ușor să o desfac pe asta rapid de aici și pe asta să o las în pace, dar acum nu contează, treaba e rezolvată. Și cam așa a rezultat. Mai aranjăm câteva conducte de climă în partea asta de jos. În acest moment cred că am pus toate furtunurile și conductele de apă și ulei pentru a putea porni motorul. Inclusiv am făcut și un test de tanșeitate prin metoda maimuței, cred că știți care e asta, și în plus nu am montat filtrul de aer și conducta care face legătura între intercooler și motor. Asta pentru că dacă au rămas cumva măruntaie și praf în interiorul acesteia, odată cu pornirea motorului, astea se vor arunca și doar după aia o să încerc să le montez înapoi și treaba va fi ok. Totuși, în continuare, înainte de a porni motorul, aș vrea să bag antigel în acest vas și să sperăm că nu va curge pe nicăieri. În cazul ăsta o să îl refolosesc antigelul pe cel care l-am scos din mașină, pentru că arată pur și simplu impecabil și nu avea sens să fac risipă. Eventual o să îl schimb dacă este cazul, dar până atunci va fi suficient de bun. Ca toată treaba să fie mai simplă, am un aerisitor aici, de fapt am două, unul aici și unul chiar acolo în capăt, o să le desfac pe rând și prin această metodă nu o să am nevoie de un aparat de vacuum pentru a umple sau pentru a aerisi acest sistem. Dacă vă întrebați de ce folosesc sistemul ăsta cu o pâlnie și cu încă un reductor pentru a umple vasul și de ce nu-l umplu direct, răspunsul e destul de simplu. Vedeți că linia asta de nivel a vasului e mai jos decât aerisitorul. În acest caz, teoretic poți să ridici vasul, dar nu prea are sens, așa că această reducție este destul de etanș pus acolo și astfel eu pot să-l umplu practic până sus, iar aerul nu va avea cum să rămână în instalație dacă aerisitoarele sunt desfăcute. Deci, prin metoda asta, nu prea risc să te complici cu aerul din interior. Acum a început să curgă în zona asta. Bun. Iar acum, cel mai sus șurub de aerisire l-am desfăcut un pic încât să poată aerul ieși pe lângă el, iar când o să văd că iese și strop de apă, o să mă opresc. Adică așa. În momentul ăsta, cred că ar fi foarte avantajos să pornim și astfel sistemul se va mai aerisi singur, dacă putem spune așa. Ce treaba pare a fi ok, o să trec prin a monta înapoi gâtul ăsta care conectează, după cum am spus, intercoolerul de motor. Filimon, poți opri! Bun! Ai, ai! Bun, acum mai facem o încercare de a porni. Altceva. Chiar altceva. Deci motorul merge foarte bine, sunt foarte mulțumit. Acum a ajuns probabil aproape la 90 de grade, mai ales că în interior treaba e foarte, foarte călduroasă și semnul ăla de acolo de la apă e la mijloc, exact unde ar trebui. Deci o să-l pot opri. Frumos, se oprește. Și o să aștept să vedem ce se întâmplă după ce o să-l lasă să răcească și o să-l pornesc din nou. După ce am lăsat motorul să se răcească un pic, aș vrea să desfac filtrul de ulei și să văd starea lui și cum arată pur și simplu înăuntru.
fără să murdărim prea mult. Da, arată încă aproape nou. Îl scoatem și de aici. Și în mare parte arată super. Foarte, foarte mici particule metalice care e foarte probabil să vină din pasta de montaj, dar în rest arată impecabil, adică fix așa cum ar trebui. Și dacă tot știm că treaba e ok, am dat la o parte galeria ca să îmi intre mai ușor ventilatorul ăsta pe care, apropo, l-am păstrat în poziția asta pe cum o vedeți acum. Deci direct drept ca să nu se strice lichidul dinăuntru. Foarte greu, chiar foarte, foarte greu am reușit să pun înapoi ventilatorul pentru că pur și simplu nu nimeream filetul. Ăsta e și în partea stângă și na, e un pic mai dificil. Na, și pe deasupra am mai conectat mufa asta care practic ține cablul pitit pe lângă radiator ca să nu îl apuce pur și simplu ventilatorul. În continuare, cred că o să trec sub mașină și o să montez cardanul și ce mai am pe acolo. Deci am venit jos ca să montăm cardanul. Am și ridicat mașina, după cum vedeți, ca să pot răsuci pur și simplu grupul și astfel să aliniez marcajele astea de la cutia de transfer către partea de flanșă a grupului. Sensul cardanului e legat de culoarea de pe capăt. Aici e albastru închis și în față e albastru deschis aproape către verde și ăsta închis o să fie către cutie și ălălalt, bineînțeles, dincolo. Deci nu o să fie foarte greu, o să îl pun fix pe unde l-am scos și o să-l strâng cu cele 12 șuruburi. Și cred că acum se poate observa marcajul pe care l-am făcut. Foarte bine că l-am făcut. În partea asta, la altă, nu se poate... Ba da, se poate observa și în partea asta. Și, na, e important să-l faci. Nu știi dacă asta poate să afecteze sau nu, dar e bine să le pui fix în locul în care au fost scoase. Deci, acum rămâne să prind șuruburile înapoi și treaba, cred că, se va putea mișca cu propriile ei puteri. Și, într-un final, toate șuruburile sunt strânse la cuplu și reverificate, atât în față cât și pe spate, după cum puteți observa. Și nu pot spune că simplu am reușit să pun toba înapoi și cea reducție pe lângă o grămadă de senzori și tururi vacumatice de la filtrul de particule. Nu că ar avea foarte mare importanță, după cum vă puteți și da seama, sau după cum ați văzut în primul sau al doilea clip. O să fac ceva și cu acesta, evident, dar deocamdată vreau să văd cum se comportă motorul. Nu prea am de gând să las să-și facă vreo regenerare cât timp este în semi-rodaj. Și pe mai departe o să vedem ce și cum. Iar acum va urma prima pornire cu sistemul de evacuare complet legat. Am scos un pic de fum. Se aude interesant, mai gros decât credeam. Fain. I-am dat frumos și o ștergere de coduri și acum, bineînțeles, mai avem probleme cu frâna de mână care e anulată deocamdată și nu ne-am pus centura. În rest, pare totul să fie ok. Și uite că după 6 săptămâni de lucru, mașina asta se mișcă din nou cu propriile ei puteri. Iar acest lucru nu e întâmplător, pentru că înainte de a cumpăra oricare altă mașină, o verific înainte de toate pe car vertical. Am și cerut seria de șasiu vânzătorului, care, apropo, se află atât la baza parbrizului, cât și în carte, iar cu ajutorul acesteia, aplicația celor de la car vertical caută în mii de baze de date din toată lumea pentru a afla istoricul real al mașinii. Am fost foarte încântat că raportul a fost unul super ok, adică arăta o creștere lineară a kilometrilor, fără daune înregistrate și, cel mai important pentru mine în această cauză, pe rubrica respectivă arată specificațiile mașinii, unde apare la categoria de camion ușor, adică auto-utilitar. Ceea ce înseamnă că impozitul de la noi este într-adevăr vreo 500 de lei în loc de 2500, adică fix cum susținea și proprietarul. Așa că n-am mai stat pe gânduri și am cumpărat mașina cu încredere că pe lângă motorul distrus nu voi avea și o caroserie distrusă.
Pentru că așa ceva e foarte posibil, cum ar fi în exemplu de față, care a fost avariat, furat și între timp a avut și kilometri dați înapoi. Deci, dacă vreți să faceți o achiziție, e foarte bine să o verificați înainte pe Car Vertical. Dacă dați pe link-ul din descriere sau folosiți codul JUNC, veți beneficia de 20% reducere. Iar la rapoartele care nu arată nimic, veți primi banii înapoi. Și, evident, cu graba și ce am mai avut acolo, am uitat să pun protecția asta sau deviația asta de aer fix înaintea radiatorului. Așa că pentru a o pune înapoi la loc, nu voi mai da încă o dată radiatoarele, ci voi da bara asta din față, pe care oricum aveam de gând să o dau jos. Și din moment ce asta e pusă acolo ok, o să pot pune înapoi suportul. Bun, acum urmează tragărul din față, sper să nu greșesc punându-l acum și să nu găsesc altceva ulterior, dar vedem, nu o să fim decât așa provizoriu de fapt data. Și după cum se poate vedea, am pus tragărul la locul lui și pe deasupra am fixat aceste mufe de legătură la diferite componente ale mașinii, ca ulterior să văd dacă totul se îmbină și se potrivește la locul lor, pentru că na, e foarte posibil, mai ales că sistemul e destul de compact, nu aș vrea să greșesc vreo rotare a unui cablu, sau ulterior să se rupă sau să facă tot felul de probleme. Și ia să vedem dacă se închide situația. Super. Și dacă se deschide, atât și mai bine. Ia să vedem dacă o păcălim. Lux. O să las deocamdată motorul fără capacele pe el și nu mai am răbdare, o să dau o tură cu mașina. Așa că am pus frumos cricul fix sub partea care susține roata și unul la mână trebuie să dau distanțierul jos. Pentru că roata în sine e mai în afară decât caroseria și na, poate asta părea un lucru interesant, dar eu prefer să rămân original fix cum e și pe față și ulterior o să dăm discul și ce mai avem pentru a putea monta frâna de mână. Și bineînțeles, cu astea fiind zise, am cumpărat un set nou de sabos pentru frâna de mână împreună cu accesoriile. Astea sunt cele noi, astea sunt cele vechi. Vedeți că nu sunt într-o stare tocmai bună, nu avea sens să încerc să le curăț, pentru că oricum acest sabot era original și destul de vechi. Singurele piese pe care nu le-am primit în kitul ăla sunt tăblițele astea, două la număr, și arcurile astea care vin practic peste cablu de frână. Nu e mare chestie, astea se pot curăța și astea alte ori sablate, ori cu perea de sârmă, cred că vor ieși destul de ok. Bun, pentru a curăța aceste cuițe pe care din păcate nu le-am primit în kitul de reparație a frânei de mână, o să folosesc o mașină de genul, cam așa, și cu ajutorul flexului o să o polizez. Nu o țin cu mâna pentru că trebuie răsucită cât mai mult și așa fac în felul următor. Pornesc flexul. Aici e cuițul ăsta, foarte interesant.
dau jos astea două din spate și împreună tot cu totul punem asta deasupra. Am curățat cât de bine am putut suprafața asta și clar se vede că rugina e acolo, mai ales la suprafață. Din păcate nu am găsit niște protecții care să integreze și partea asta de către butuc, ci doar alea din lateral. Nu știu ce să fac, aș opta să rămână așa până să-mi fac rost, dar cred că cel mai bine ar fi să dau cu un pic de grunt ca să oprez rugina să evolueze și în momentul în care găsesc protecțiile respective, o să dau înapoi roata jos și o să le montez. Și bineînțeles că pe partea cealaltă nu am reușit să filmez pentru că s-a oprit camera, dar în mare parte sunt două inele de blocaj în stânga și dreapta. Partea de jos este susținută de un arc și de o placă metalică, iar partea de sus are și reglajul, arcul ăsta mic, și în spate mai are fix cablul de care are nevoie frâna de mână ca să fie acționată. În rest, destul de simplu. O să schimb astea în episodul următor, probabil, că atunci o să-mi și ajungă și vedem cum o să funcționeze frâna de mână până atunci. Cam așa o să fie și discul și roata va veni imediat la locul ei. Avion am pus și roata și, după cum puteți observa, nu am mai pus distanțierul și acum mașina asta arată un pic mai normal, dacă o astfel de mașină poate arăta normal. Au mai trecut vreo 2-3 zile și acum vom merge un pic la drum cu mașina. Bineînțeles că am folosit-o până acum pentru vreo 300 de kilometri aproximativ, tot așa în secvență de rodaj, pentru că nu am vrea să grăbim așezarea cuzineților, dacă asta poate fi o chestie. Așa că nu mai pierdem foarte mult timpul și mergem să vedem cum se simte pe niște drumuri pe care le cunoaștem destul de bine. Și bineînțeles, acum am făcut greșeala de a folosi mașina până acum și în principiu ideile pe care le simt sau lucrurile pe care le simt nu îs fix la prima mână și pe lângă asta am mai fost cu încă vreo 2-3 mașini și oarecum știu de la ce să mă aștept. Mașina asta practic e un SUV, ceea ce e reprezentat și de marca Land Rover, dar după cum știți se numește Sport. Inițial am crezut că acest nume e doar așa de marketing pentru a atrage publicul mai tânăr și probabil mai larg decât modelele mai vechi, dar să știți că nu-i total opus acest nume pentru feeling-ul acestei mașini. Asta pentru că am avut, după cum am spus și într-un episod trecut, am mai avut încă un Vogue și mă așteptam ca modelul ăsta de sport să fie asemănător cu acela, doar ca să fie un pic mai mic. Însă e foarte diferit. Nu pot să spun că se simte cu tot o altă mașină, pentru că sunt într-adevăr asemănări, dar varianta asta sport se simte cu adevărat sport față de aceea, pentru că Vogue-ul respectiv semăna foarte mult cu un S-Class din aceeași generație, doar că stăteai mai sus și puteai merge pe off-road. Acesta însă e o mașină mare, dar care se simte, cel puțin din prisma suspensiei, se simte sport. Într-adevăr, curbele pentru acest motiv le iau un pic mai bine decât Vogue-ul, dar nu e o mașină sport cu nicio comparație. Ceea ce observ la prima mână e faptul că suspensia, chiar dacă nu dă vreo eroare în momentul de față, telescoapele în sine nu răspund cum ar trebui sau nu atenuează șocurile. Asta poate să îți modifice oarecum percepția despre mașină și despre gabaritul ei dacă nu reușești să o ții sub control în curbe sau pe drumul denivelat. Era să ne oferă primul indiciu pentru a vedea ce urmează în episoadele sau episodul viitor. Telescoapele, după cum spun, de pe spate sunt destul de nașpa. Pe drumul bun nu prea le simți, dar pe cel denivelat cu siguranță îți dai seama că nu așa ar trebui să se comporte. Și pe deasupra, cele de pe față, după cum ați văzut și când am dat motorul jos, sunt destul de ruginite. Deci cel mai probabil va trebui să ne uităm după 4 perne complete cu telescoape, pentru că acest sistem integrează perna sau arcul care e constituit într-o pernă pneumatică și telescopul constituie într-un singur sistem și asta e mai greu de desfăcut și de schimbat separat, așa că va trebui să ne orientăm după un sistem complet de suspensie.
Legat de motor, o să mergem un pic mai frumos cu el, pentru că îl vom ține într-o secvență de rodaj, după cum am spus, măcar 1000 de kilometri, și să ne asigurăm că totul funcționează ok. După această mie, probabil îi vom schimba din nou uleiul și o să vedem ce și cum ne așteaptă acolo. Cutia de viteze se potrivește destul de bine cu motor, pentru că este foarte bine etajată și asta îți oferă un consum destul de bun. Acum ce l-am folosit prin zonă și destul de încet, avem undeva la 9 consum. Pentru masa și motorul ăsta, eu zic că e destul de decent. Și pe deasupra, ce îmi place foarte mult la el, acum nu știu de fiabilitate, dar față de M57 pe care l-am avut pe Vogue, este foarte rafinat. Fiind și dintr-o generație mai nouă, vă dați seama că situația s-a îmbunătățit destul de mult. Aici un lucru de menționat: nu toată lumea ar da fiabilitatea pe insonorizare sau insonorizarea pe fiabilitate. Ăla, vă spun drept, eu nu-l suportam, mai ales la rece, se auzea pur și simplu ca un tractor. Nu am avut probleme cu tractorașul respectiv, dar nu pot spune că mi-a plăcut foarte mult atâta timp cât era la rece. După ce se încălzea, mergea bine, trăgea bine, era relativ finuț și puțin zgomotos. Caroseria asta în sine seamănă foarte mult cu cea de Vogue, dar am impresia că e mai insonorizată, adică nu auzi vântul, nu se aud zgomote de rulaj, nu se aud zgomote mai ales aici în partea oglinzilor, cu toate că astea sunt foarte asemănătoare oglinzile, chiar dacă nu aș putea spune identice, și asta îți oferă oarecum un avantaj enorm la parcarea acestei mașini, care e relativ mare. Mare este totuși pe exterior, pentru că la interior treaba nu stă foarte grozav, adică ai spațiu, să spunem, ca într-un C-Class sau într-un seria 3, și nu exagerez, pentru că într-un seria 5 sau un E ai mai mult spațiu. Vogue-ul, în schimb, printre altele, se asemăna la spațiu interior cu S-ul, adică aveai foarte mult spațiu, puteai lejer să stai picior peste picior în spate și iar în față să faci cam aceeași chestie. Ăsta nu-i tocmai atât de bine folosit spațiu interior. Nu știu de ce s-a întâmplat situația asta, probabil că zona asta centrală și acum tableta a fost pusă aftermarket, dar cred că ocupă destul de mult spațiu, mai ales dintr-un interior care e destul de îngust. Și evident că am ajuns acasă, iar mașina se comportă fix așa cum ar trebui. Am depășit 300 de km cu ea cu acest traseu și e super și eu sunt foarte mulțumit. Până săptămâna viitoare, după cum am spus, trebuie să ne ocupăm de partea suspensiei și de alte câteva mici mărunțișuri. Așa că până atunci eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare, aproape ca de obicei. Vă salut!